Să redeschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim Evanghelia după Matei, capitolul 26, de la versetul 26 la 29. Să ascultăm acest cuvânt. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În Biserica Emanuel avem obiceiul bun, zicem noi, ca în fiecare lună, în prima duminică a lunii, la serviciul de duminică dimineața, să ne aducem aminte de patimile Domnului nostru Iisus într-un mod cu totul deosebit, prin faptul că avem în mijlocul nostru ceea ce se numește Cina Domnului sau Sfânta Împărtășanie. E o rânduială pe care a așezat-o Domnul nostru Iisus, e un act de cult, un sacrament, o lucrare duhovnicească pe care Domnul Iisus, înainte de patima sa, a instituit-o și pe care apoi Biserica Primară a dat-o mai departe prin apostolii Domnului ca o rânduială poruncită de Dumnezeu, o lucrare lăsată de Dumnezeu care să marcheze legătura dintre poporul lui Dumnezeu și Domnul Iisus, legătura noastră cu Domnul, care să marcheze părtășia noastră unii cu ceilalți, legăturile noastre frățești, legăturile noastre nu doar în sânul comunității de credință, a bisericii, ci și legăturile noastre cu ceilalți creștini din alte locuri, din alte țări, din alte culturi și a zice cu temei scriptural și cu creștinii din alte generații, cele care au trecut de noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că poporul lui Dumnezeu este una și noi ne-am apropiat și de duhurile celor care au fost făcuți desăvârșiți. Ei au mers înaintea noastră și ne stau înainte ca o pildă de alergare. Cuvântul Domnului ne spune să le urmăm pilda și să continuăm și noi în credință până la capăt. Această masă a Domnului ne leagă nu doar de Dumnezeu, nu doar unii de ceilalți, ci ne leagă și reîmprospătează în inimile noastre speranța. Speranța, promisiunea pe care a făcut-o Domnul Iisus că într-o zi se va întoarce. În această dimineață, în puține cuvinte, vom răspunde la o întrebare. Și anume întrebarea, de ce să ne împărtășim cu cina Domnului? De ce să stăm la această masă? Care este rațiunea pentru care este voia lui Dumnezeu și este plăcut înaintea lui Dumnezeu să ne împărtășim? În primul rând, cina Domnului este un act de ascultare față de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus a spus și am citit, a luat o pâine, a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Iisus a vorbit cu ucenicii săi despre împărtășanie în termenii unor imperative. Luați, mâncați, beți toți din el. A te împărtăși cu cina Domnului este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Așa cum ni se poruncește să ne pocăim, cum ni se poruncește să credem, cum ni se cere să ne botezăm în apă, celor care s-au pocăit, au crezut și s-au botezat în apă, cuvântul lui Dumnezeu le cere să păstreze comuniunea lor cu Dumnezeu luând cina Domnului. A lua cina Domnului este un act de ascultare față de Dumnezeu. Este un lucru după voia lui Dumnezeu.
Iar astăzi, în locul acesta, pregătindu-ne și apropiindu-ne de această masă, exprimăm ascultare față de Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze această ascultare, să fie o ascultare profundă, în spiritul cuvântului pe care l-am avut duminica de dinainte, când a fost cina Domnului. Vă aduc aminte de cuvântul pe care l-am împărtășit atunci fratele Iosif, cuvânt adevărat, despre greșelile pe care le-am putea face când suntem la cină. Dumnezeu să ne păzească de acele greșeli. Avem în inima noastră acel cuvânt. În al doilea rând, de ce să luăm cina Domnului? Pentru că cina Domnului este un act de mulțumire față de Dumnezeu. Domnul Iisus, înainte ca să frângă pâinea, ne spune Scriptura că a mulțumit lui Dumnezeu. Această masă este o masă a mulțumirii noastre. O masă a mulțumirii noastre față de Dumnezeu, o masă a mulțumirii față de jertfa pe care a adus-o Domnul Iisus pentru noi, față de noi, este recunoștință, este închinare, e prețuirea lui Dumnezeu, prețuirea Domnului nostru Iisus. Realizăm cât de mare a fost sacrificiul pe care l-a făcut, cât de greu a fost de plătit prețul pentru iertarea păcatelor noastre. Nouă ne este ușor, lui a fost greu. Și pentru că a acceptat să poarte greul în locul nostru, participarea noastră la masa Domnului este un act de mulțumire. Este o laudă la adresa lui Dumnezeu. În al treilea rând, împărtășania este un act de proclamare a jertfei Domnului Iisus. La cina Domnului, în centru, este Domnul Iisus. Masa aceasta este despre Domnul Iisus, nu este despre noi. Este despre jertfa Domnului Iisus, despre realizările pe care le-a făcut El, nu este despre noi. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26, în cuvântul lui Dumnezeu sunt scrise aceste cuvinte. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Cina Domnului este un act de proclamare a jertfei Domnului Iisus. Ne aducem aminte de această jertfă, o pomenim, o proclamăm și prin însăși actul Sfintei Împărtășanii noi declarăm: Iisus Hristos a murit pentru mine. Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Iisus Hristos a răscumpărat sufletul meu. Și acum, în har, din pricina Lui, a numelui Său, a jertfei Sale, stau la această masă. Proclamăm jertfa lui Iisus Hristos. Este un lucru după voia lui Dumnezeu. Cina Domnului, apoi, este un act de proclamare a venirii Domnului nostru Iisus, a întoarcerii Sale. În același cuvânt pe care l-am citit, 1 Corinteni 11, versetul 26, Apostolul Pavel spune că poporul lui Dumnezeu este angajat într-un legământ cu Dumnezeu și va face această părtășie, va prelungi această părtășie la masa Domnului până când va veni Domnul. Apostolul Pavel a spus: și vom face lucrul acesta până va veni El. Până va veni El. La cina Domnului suntem invitați să ne uităm în cele trei dimensiuni ale timpului. Să ne uităm în primul rând în trecut. Acolo, în centru, este jertfa lui Iisus Hristos. El, binecuvântat să fie în numele Lui, a murit pentru noi. Masa aceasta este o masă care rememorează faptele mântuitoare făcute de Iisus Hristos în trecut. Cina Domnului este o privire în viitor, o privire la ceea ce se va întâmpla. Într-o zi, Domnul Iisus se va întoarce. Când a așezat cina, Mântuitorul nostru a spus aceste cuvinte: nu voi mai bea din rudul viței până când va fi nou în împărăția lui Dumnezeu. Într-o zi, Domnul Iisus va reveni. La masa Domnului ne aducem aminte de această promisiune și ne uităm cu credință în viitor, știind că într-o zi Domnul nostru se va întoarce. Binecuvântat să fie în numele Său. Cina Domnului este și o privire în prezent. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă
să deosebim trupul Domnului. Și facem acest lucru în două feluri. Primul rând, cercetându-ne pe noi înșine. Fiecare este chemat să se cerceteze pe sine însuși. Cina Domnului este un prilej de cercetare deosebită, de analiză deosebită, să ne cercetăm pe noi înșine. Și apoi este un prilej de deosebire a trupului lui Hristos ca biserică, poporul lui Dumnezeu. În prezent suntem invitați să ne uităm în dreapta și în stânga și să recunoaștem pe aceea pe care Iisus Hristos i-a răscumpărat și împreună cu care avem harul să formăm poporul lui Dumnezeu. Cina Domnului este și o privire în prezent, la noi înșine și la cei pe care i-a răscumpărat Dumnezeu și împreună formăm poporul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi, de ce să ne împărtășim? Iată această întrebare care vine în atenția noastră și la care până acum am dat câteva răspunsuri. Trebuie să ne împărtășim pentru că cina Domnului este un prilej de popas spiritual în care primim din partea lui Dumnezeu putere, primim din partea lui Dumnezeu viață, primim din partea lui Dumnezeu vindecare. Nu odată, la cina Domnului au fost oameni care au spus că în timp ce au luat cina Domnului, Dumnezeu a răspuns rugăciunilor cu privire la vindecare. Dumnezeu a vindecat în timpul actului cinei. Alți frați, alte surori au spus că în timpul actului cinei Dumnezeu a revigorat sufletele lor dându-le putere. Au simțit bucurie, prezența lui Dumnezeu, s-au întărit în credință. Depresia a rămas în urmă, frica a rămas în urmă. Pacea lui Dumnezeu s-a așezat în suflet. Aceste promisiuni cu privire la efectul binecuvântat al cinei Domnului în viața copilului lui Dumnezeu este menționat de Domnul nostru Iisus, este consemnat în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, de la versetul 48. Cuvântul Domnului spune așa: Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au pierit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel că cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Sigur, cuvintele Domnului Iisus, primul rând, trebuiesc reținute ca jertfă a sa adusă pe cruce, care jertfă este mereu amintită, este mereu vestită, proclamată, rememorată, împrospătată în sufletele noastre în credință, la cina Domnului. Și suntem în această legătură, suntem în această comuniune cu Dumnezeu. Iisus a spus că cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață. Dumnezeu să ne dăruiască această viață. Dumnezeu se pune noi prin Duhul Său această viață. Iată dar câteva temeiuri care justifică să stăm la masa Domnului. Răspunsuri din Scriptură. De ce să te împărtășești? Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să ne împărtășim ca act de ascultare față de porunca lui Dumnezeu. Trebuie să ne împărtășim ca să exprimăm mulțumire față de ce a făcut Dumnezeu pentru noi, recunoștință. Trebuie să ne împărtășim pentru a proclama pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Așa cum am spus, El este în centru. Iisus este în mijlocul nostru. Masa aceasta este despre El, nu este despre noi. Această masă înalță meritele Domnului nostru Iisus și nu pe ale noastre. Această cină a Domnului este confirmare, este proclamare a jertfei lui Iisus și nu e o subliniere a faptului că avem noi vreo vrednicie. În ce privește vrednicia aceasta, ne-o dă Dumnezeu. Noi suntem chemați să trăim la înălțimea acestei chemări și demnități. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. În centru este Hristos. Trebuie să ne împărtășim pentru a sublinia speranța noastră în revenirea Domnului nostru Iisus și pentru a fi mereu legați în această comuniune în Duhul cu Dumnezeu, ca să primim de la El putere, să primim de la El viață
să primim de la El sănătate în suflet, sănătate în trup și în harul Lui El să ne ajute și să ne binecuvânteze pe fiecare. Mai sunt câteva momente și ne vom ruga și vom fi la masa Domnului. Dați-mi voie să vă întreb înainte de a ne ruga. Ce reprezintă cina Domnului pentru tine? Ce reprezintă această masă pentru sufletul tău? Este importantă? Ieri am fost în Linz. Acolo a avut loc o conferință mare la care a trebuit să particip și să susțin mesaj. Cineva a pus o întrebare. Frate, păstor, a pus întrebarea. M-am botezat. Am căzut în păcat. De luni de zile încoace fug de cina Domnului. Mi-e frică. Fug. Ce să fac să scap? Cum să rezolv problema? Ce faci tu? Sigur că a sta departe poate să fie o expresie a fricii tale de Dumnezeu. Și acest lucru este un lucru bun. A te osândi pe tine însuți, a socoti că nu meriți, că nu ești vrednic, a sta deoparte, poate să fie o expresie a fricii de Dumnezeu. Dar nu vei rezolva problema dacă vei fi un continuu fugar. Trebuie să faci ceva mai mult? Trebuie să faci îndreptări? Trebuie să te mărturisești? Trebuie să te supui voiei lui Dumnezeu, încetând această alergare, această îndepărtare și făcând cumva, prin harul lui Dumnezeu, să poți să iei cina Domnului. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați venit în această dimineață cu gândul să vă împărtășiți și ați făcut un lucru bun. Acum este important să dăm consistență duhovnicească acestei trăiri pe care am venit să o împlinim. Iisus Hristos a murit pentru noi. Și noi, într-un chip smerit, în credință, cerem îndurarea lui Dumnezeu peste sufletele noastre, iertarea lui Dumnezeu peste slăbiciunile noastre, coborârea Duhului peste ființele noastre și apoi, în har, să ne împărtășim bizuindu-ne pe promisiunile lui Dumnezeu. Domnul să fie slăvit. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu, nu numai pentru noi, cei care suntem aici prezenți, ci să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru toți aceia din adunarea noastră care vor lua cina Domnului dusă din acest loc. După cum ați observat, mereu menționăm acest lucru. Cei care au cina Domnului acasă, pentru că nu pot fi la biserică, sunt oameni bolnavi, oameni în vârstă, mame cu copii micuți acasă, cărora li se va duce cina Domnului din locul acesta. Noi și ei, chiar dacă ne desparte fizic distanța, suntem același popor. Și ne gândim la frați și ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-și coboare prezența acolo unde sunt ei. Amin.